Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura la Raport. Vă reamintesc că emisiunea noastră poate fi urmărită și pe pagina de Facebook a postului nostru AgroTV. Dacă nu aveți în față un televizor, ne puteți urmări pe Facebook în timp real. Domnule Muscă, discutam la începutul emisiunii noastre despre animalele sălbatice care vă creează mari probleme, vă dau mari bătăi de cap. O bună parte din cultura pe care o aveți, în special cea de porumb, dacă nu greșesc, a fost puternic afectată de către porcii mistreți. Mi-ați dat o lovitură, mi-ați adus aminte, am fost la un pas de sinucidere, nu mai vreau să mai trag nici acasă. Doamne ferește, nu vreau să vă dau niciun fel de lovitură. Deci acolo s-a făcut o investiție, am căutat să fac tehnologie, au fost ploi, a fost un teren lucrat bine și am recoltat 50% din cât am semănat. Deci a fost compromisă în totalitate. Am făcut hârtii către instituțiile statului din luna iulie, hârtie depusă la primărie, la fondul de vânătoare, nici în ziua de azi nu am primit niciun rezultat. Am fost obligat, dacă colegii de lângă mine au terminat recoltatul, să bag și eu, că nu mai așteptam, că am înțeles că lucru bun la 9 luni fac instituțiile statului către noi. Adică depui o cerere acum, după 9 luni vine. N-a venit nimeni. Am fost obligat să bag la recoltat, să pot să mai recuperez și mai am de recuperat. Deci, animalele și chiar și oile, că oile nu sunt sălbatice, ne fac mari probleme. Deci nimeni nu intervine. Fondul de vânătoare, am fost în audiență, mi s-a spus că legiuitorul nu-i permite să vâneze mai mult decât trebuie. Deci ei sunt de acord cu vânătoarea, ei au fost de acord și este o lege atât de tâmpită în care îmi spune mie Muscă că eu trebuie să fac împrejmuire de teren. Adică terenul e luat de la agronomie. Trebuie să mă duc dacă să aveți câteva mii de hectare sau sute de hectare, cum să împrejmuiți așa 600 ceva? 600 de hectare mă pune să împrejmuiesc. Mâine poimi agronomia, spune domnul Muscă, nu-ți mai dăm limitare. Sau după 10 ani când se termină contractul. Dar e un efort financiar mare. Ce-am făcut cu investiția asta? Păi și vă mai spun un coleg al nostru a făcut un gard electric, a apucat să intre porci acolo, nu s-a mai întors înapoi pentru că au fost curentați și au rămas stabili în cultură, i-a făcut cultura praf. Deci nu se poate pe terenul meu proprietate să nu am dreptul să-mi apăr bunul. Deci intră peste mine casă, ministrul, n-am voie să-l deranjez, că este o crotită lege. Fac investiție, mi-am luat banii din toată agonisera familiei mele și acum am pierdut tot. Deci nu se poate, domnule, să pierdem o agonisoară de viață pentru că parlamentarii noștri nu schimbă o lege. Să dea, domnule, fondul de vânătoare să-și împrejmească cu gardiei, nu eu. Ăla e proprietatea mea, eu lucrez să-și împrejmuiască ei, domnule, să-și facă ei fond de vânătoare, să împrejmuiască și n-am nimic cu nimeni. Deci suntem la un pas de dezastru, am fost la un pas a renunțat la teren, pentru că nu se poate să investești și să nu scoți banii. Am mai încerc și anul ăsta, dacă și anul viitor se întâmplă lucrurile astea. Dar eu mă întreb ce face acel parlamentar care cu votul meu a ajuns să stea în Casa Poporului. Ce face el pentru mine? Eu nu sunt bun decât de plătit taxe și impozite. Eu nu sunt bun decât atât să vină tomația în două zile. Ce facem cu firmele străine care nu sunt la fel ca ale noastre băgate în seamă? Ăia nu-și plătesc taxe și impozite an de zile. Eu dacă am depășit o săptămână am primit somația în secunda 1. Dacă nu dați banul până pe data de 5, să face executare silită. Ce facem cu cei care dețin terenurile de la agenția domeniul statului și nu plătesc nimic și erați nelucrate, nu casează decât banii de la APIA? Nu-i verifică nimeni. Eu cum să mă simt în țara asta, domnule? Eu mai mă simt român în țara mea? Dacă se face o diferență atât de mare între mine și străini? Păi diferența, spun eu, care e între noi și străini. Noi unde? Mergem la autoritățile statului, da? Și ne uităm, ne bagă nimeni în seamă. Că nu se poate, nu se... Ce-a făcut străinul? A pus mâna pe telefon și a sunat. Alo, domnul ambasador? Da. Uite, sunt cu tărică, fermier aici. Domnule, sunt îngrădit în România. Sunt persecutat în România. Faceți ceva că am plecat afară. Ce face ambasadorul? Pune mâna pe telefon și pe cine sună? Prim-ministru. Domnule, ia vezi ce faci cu ăla. Ce, mai vin controle la el? Cum a venit la mine? Anul trecut am avut două controle de la NAF. Deci a venit primul control pentru că încrucișări de facturi. Nu au găsit nimic, tot în regulă. După a venit control de fond. Deci coincidență. Domnule, control de fond. În două săptămâni am avut control de fond. Control de la APIA în fiecare an până acum. Control de la DSV, nu știu să vă spun câte controle pe an. Controle, 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 controle.
Credeți că se întâmplă la străini, la austrieci, la olandezi, se întâmplă așa ceva ca la noi? Vă spun cu siguranță că nu se întâmplă. Deci a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe ambasador și ambasadorul sună mai departe și prim-ministru, bă, lasă-l pe ăla în pace sau eu știu unde sună. Deci asta este diferența. Noi în România... Noi ca fermieri cerem ca fondul de vânătoare să ne lasă la să-l gestionăm noi, pentru că noi întreținem animalul. Noi îl hrăniți, normal. Practic, dumneavoastră îl hrăniți. Noi îi hrănim să treacă, domnule, fondul de vânătoare să-l gestionăm. Noi când vine parlamentarul cu pușca la vânătoare să vină la mine să-mi ceară voie. Și atunci mai recuperești un ban în pagubă. Măcar să-ți dea cota de vânătoare. Dacă tot îi dau să mănânce, trebuie să-mi dea, să am și un beneficiu. Și atunci nu mai avem nicio problemă. Dacă nu se schimbe legea, domnule, să găsească o soluție. Domnul Pețanca, dumneavoastră, anul ăsta ați fost ferit de porcii mistreți, v-au ocolit așa, au mers la domnul Muscă. Sau i-ați trimis dumneavoastră? Domnul Muscă, că a fost mai nou, da. Pe noi ne-a făcut anii trecuți. Anul ăsta, nu știu ce s-au întâmplat, s-au civilizat, s-au dus la el și au găsit porumbul mai bun la el. Pe mine nu mă întrebați, că eu nici măcar nu îndrăznesc să pun cultură de porumb în baltă, așa cum îi spunem noi, unde este și fundul de vânătoare. Nu mai spune la cui este, pentru că acolo se pune porumb de, cred că, 10 ani. N-ai curaj. Ați renunțat la Am renunțat la ideea asta pentru că acolo fauna este mult, mult mai bogată decât la domnul Muscă și acolo chiar... Fond de vânătoare privat acolo. Da, și este încă e privat. Unde, în zona de sud a județului Telerman? Da. Am înțeles. Este domnul Nicolae. Am înțeles. Haideți că avem un alt telespectator care dorește să intre în dialog cu dumneavoastră, un domn din Călăraș. Bună seara! Vă salut, bună seara! Vă salut cu respect, cum vă numiți? Mircea Leontin, mă numesc Comuna Chirnuș, județul Călăraș, vă deranjez. Niciun deranj, vă rog! Vă salut pe toți din platou și vă respect! Și noi vă salutăm și vă respectăm! Eu cunosc domnii invitați, da? Și mă refer ca la domni, nu mă refer ca la... pe nume personale, că dacă nu-i cunosc, nu mă pot pronunța. Subiectul cu animalele sălbatice, că au distrus oarecum agricultura românească, da, este puțin adevărat, așa este. Dar cred că animalele noastre sălbatice cu două picioare au distrus agricultura românească. Fără să dăm nume, că nu e frumos să dăm nume, că nu avem argumente. Am mers în zona Constanței, județul Constanța, și am trecut cu bacul pe la Călăraș, și m-am dus pe zona veche către Marea Neagră, în concediu. Fraților, agricultura acolo se face într-un mod ca în Brazilia, ca în filmul ăla, Clava Izaura. Adică nici măcar de aia nu mai au. Agricultura este distrusă sistematic de multe ani de zile. Eu nu sunt agricultor, eu am alte afaceri. Am o altă afacere. În ce domeniu activați? Bine, în ce domeniu activați? Poftiți? În ce domeniu activați? Prestări servicii. În regulă. Am o firmă de prestări servicii, dar mă doare pentru că agricultura românească aș dori să fie mult, mult mai sus. Și prin domeniul în care activez, că m-ați întrebat, am foarte multe contacte cu oameni care lucrează în agricultură. Foarte mult. Deci am o firmă de vidanjare. Vidanjare, încă nu s-a implantat sistemul de canalizare peste tot. Eu activez în acest domeniu. Eu sunt patronul, executantul, și cel care răspunde și comandă și... Na, zic. Ce trebuie și dau cu capul. Bun, știți ce vreau să vă întreb? Iertați-mă o secundă. Invitații mei prezenți aici în studio s-au plâns de legile proaste sau legile care nu sunt puse în practică așa cum ar trebui. La dumneavoastră, în domeniul în care activați, vă confruntați cu aceeași problemă? Să terminați întrebarea, de acord cu dumnealor. Trăim într-un sistem foarte, foarte nepus la punct, să nu spun altfel. Foarte nepus. Deci, domnii au perfectă dreptate. Mie îmi place că se leagă. Dar să nu se lege de un porc mitres. Să se lege de porcul ăla cu două picioare, frații mei. Dumnealor practică agricultură de o grămadă de ani. Sunt convins. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, că aia nu pronunț nume. Frații mei, fraților, dacă considerați că țara românească se va pune la punct doar prin vorbire, la telefon, cum fac eu acum, sau la televizor, nu, nu. Trebuie altceva făcut. Și acum, știți,
toți suntem domni, ne punem o cravată, ne parfumăm. Ideea este simplă, lucrul în teren este cel mai dur. Și acolo trebuie pus punctul. Nu mă interesează pe mine că vine cu tare ministru sau cu tare ministru. Oamenii vin, ei negociază la nivele înalte, altceva, nu ne depășesc pe noi. În Ostrov și tot județul Constanța nu mai sunt oameni la muncă. La noi, în Călăraș, Agrochirurgiu, o societate mare. Mare, foarte mare. Nu mai sunt oameni la muncă. Vin 2-3 copii tineri, au făcut școala de șoferi, BUC-ul și eu, stă 2-3 luni și pleacă afară la muncă. Asta trebuie să facă guvernanții. Că, virgulă, copiii aia nu stă pe, nu știu, 20 și ceva de lei, 200, 2500 de lei sau 3000 de lei pe lună. Nu, ăia fug pe alți bani acolo. Vin, strică mașinile la ăștia și se duc acolo. Și acolo câștigă și un bani. Muncesc, se sacrifică, na, ca fiecare, că după bani pleacă. Mă uitam, nu mai vreau să dau numele la societatea care am pronunțat-o, că nu că fac reclamă. E o societate mare și care a dat mult de mâncare în zona aici. Nu are cu cine să-și mai facă treaba. Vă pot povesti de un preot, ca să vedeți cât de mare este România asta și câte probleme de mari are România. Nu le pot spune pe toate că așa mă reduc. Nu are să mai găsească 4 oameni să sape o groapă cu, de să-i plătească pe groparea aia, să sape o groapă de mormântare. Dați seama în ce situație am ajuns. Deci trebuie să înțelegem că dacă nu suntem serioși și dorim să ne mulțumim că-l fraieresc azi pe ăla, că-l fur mâine pe ăla, că-l înșel. Eu v-am mai povestit acum câteva luni de zile. Eu am o mare problemă. Am 5 hectare de teren arabil rămasă de la taică-meu la comuna Ostrov. Domnilor, mă judec cu 2 mafioți de acolo din zonă. Măruntei, niște măruntei, că nu sunt foarte mafioți, dar așa îi numesc eu pentru că nu sunt corect, împreună cu primarul de acolo, cu Dragomir. Domnule, dacă eu, care cât de cât sunt nițel cu capul pe umeri și mai am 2 lei în buzunar, mă prostește în față, păi pe bătrânii care au luptat în război, le-a luat pământul degeaba, fraților. Degeaba. Asta este agricultura românească. Care a jefuit, a putut să jefuiască, care nu se confundă cu problemele care spun invitații dumneavoastră și le dau dreptate. Sunt convins că oamenii nu vin să se plângă acolo așa ca miloaga, dar și mie 2 lei. Nu, omul spune adevărul. Așa este. În regulă. Stimate domn, nu agricultura e de vină, domnule. Lașitatea și trădarea din noi, domnule, că noi suntem niște trădători perfect, și lași. Perfect, domnule. Sunt de acord cu dumneavoastră. Chiar nu vă contrazic cu nimic. Iar moderatorul AgroTV, îi mulțumesc mult că are putere și așa, cu bune, cu rele, cum poate, cum nu poate, cu sărăcie, cu bogăție, ascultă anumite probleme din astea. Este foarte important ca cei care ar trebui să audă fraților adevărul. Să audă adevărul adevărat. Exact cum ai spus dumneata. Dom'le, mie mi-a venit 10 porci. Mi-a făcut acolo pagubă. Așa este. Dumneata ai muncit. Așa este. Trebuie să se ia măsuri. Cine să ia măsuri, fraților? Nu o să audă niciodată. Noi trebuie să-i convingem și să-i facem să audă. Că ei de bunăvoie nu o să audă niciodată, că nu le convine subiectul. Sub care formă putem să-i facem noi să-i convingem? Că noi nu ne putem, nici nu ne bagă în seamă. Deci această televiziune care reprezintă agricultura românească ne primește, ne mai ascultă o opinie. Este important să te asculte cineva o opinie. Stimate domn, ca să fim ușor manipulați, ei ne-au sărăcit ca să, și nu investesc în educație, să rămânem proști ca să ne poată dirija, să le dăm votul și să conducă țara și pe noi să ne transforme în sclavi. Asta e singura problemă. Deci dacă nu se investește în educație, rămâi prost și te dirigează cum dorește și te duce la pragul de sărăcie și când ți-a arătat găleata și litrul de zahăr, pe aia ai dat votul. Pe urmă, 4 ani ai devenit sclavul lui. Asta e problema. Acolo trebuie să-i amendăm noi. Să vedem pe cine, Doamne iartă-mă, trimitem să ne reprezinte interesele noastre. Dăm votul primarului și primarul a doua zi devine călăul meu. Păi e posibil așa ceva? Sau îi dau votul parlamentar, zice, domnule, facem legi, Nu, legile le fac pentru buzunarul lor personal. Nimeni nu lucrează pentru români. Nu vedeți că de 27 de ani nu sunt în stare de nimic?
Absolut nimic, n-a făcut nimic pentru țară. S-a distrus agricultură, s-a distrus zootehnie, s-a distrus industrie, s-a distrus totul. Suntem de vânzare noi la ora asta. Ne trezim mâine, poimine, că vine străinul și spune: domne, pe aici nu mai calci, că e terenul meu. Și dumneata, vezi că ești vândut, că te-a vândut primarul, că primăria comunei cu tare e datoare la mine și dumneata locuiești pe terenul primăriei până la urmă. Ești aici în comunitate, să vii să-și faci 10 zile la muncă la mine. Te duci ca dracu, că n-ai ce să faci. Deci suntem vânduți. Deci noi nu mai producem nimic, acum am început să furăm din împrumuturi. E cea mai adreacu problemă. Pentru că nu mai producem nimic. Iar noi stăm și așteptăm. Vedem cum o secretară de primărie are 23.000 salariu și n-a avut 300 de lei să plătească 3 elevi, bursa la 3 elevi, care sunt premianți în clasă. Despre ce vorbim? Vorbim la televizor, vorbim pe Facebook, vorbim pe... Dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Nu vreau să vă rețin mult. Este simplă treaba. Punctul meu de vedere este următorul. Pe noi cine a trebuit să ne apere, pe noi ne-a trădat. Am un prieten bun care a spus o vorbă. Un prieten bun cunoscător al siguranței naționale, al naționalismului și multe altele. Zice, pe vremea războiului n-am avut atâția generali cât avem în timp de libertate. Adică interesele sunt așa de mari încât noi suntem atât de mici. Eu ce să vă spun dumneavoastră? Să vă spun să fiți curajoși și muncitori, că eu la copiii mei le-am spus așa: plecați tăticule din țara asta ca să nu mai plătim atâtea pensii speciale, că sunt prea multe. Și vă să munciți ca să plătiți. Acum ați spus-o cu subînțeles. Voi stați ca proști acolo, copiii am trimis afară. Fraților, fraților, este soluția pe care am putut să gândesc. Îmi cer scuze dacă n-am gândit-o bine, dar asta este ideea. Da. Păi, nu vă dați seama că atâtea ani de zile acum suntem oameni maturi. Nu vă dați seama că suntem batjocoriți? Dar nu vă dați seama că noi ăștia că suntem neputincioși? Și ce respect avem noi față de bunicii noștri care și-a dat viața să apere pământul ăsta și noi le-am dat voie să-l vândă fără să ridicăm un deget? Am stat nepăsători, ei ne-au vândut terenul și noi ce-am făcut? Ei, nimic. Nu noi. Noi, vinovați în țara asta, nu suntem decât noi că le-am permis. Ăia nu putea 200, 300 de 500 parlamentari să decide el pentru 20 de milioane de locuitori. Noi suntem în continuare trădători și lași. Și vom ajunge vai de capul nostru, niciun viitor la copii nu o să avem. Nimic. Copiii îi vor lăsa datori 20-30 de ani de acum încolo, dacă suntem pe urmele grecilor. Suntem aproape jos. Dumneavoastră a spus că noi. Dumneavoastră a semnat vreun act de concesionare a unei mari suprafețe de teren către vreo firmă oarecare? Păi nu, dar mă simt vinovat că i-am dat votul individului care a semnat. Individul a ajuns acolo cu votul meu. Nu te băga în oala lor, că oala lor e mare și nu te trebuie să te bagi. Vezi, dumneata poți să cultivi, dumneata ești bun să cultivi. Trebuie să ai un reprezentant. Stimate după, eu cultiv, ei îmi trimit mistreții să mănânce cultura și ei vânează și mănâncă, ei bunul meu. Eu cu ce m-am ales? Cu nimic decât cu munca. Am activitate, sunt extraordinar de bine. Știți cum este? Mai trebuie să așteptă cineva și în țară. Chiar sunt de acord cu dumneavoastră și chiar am vrut să fiu puțin ironic în sensul că nu mistreții cu patru picioare, care dumneavoastră într-adevăr vă distrug cultura, este adevărat, a distrus agricultura românească. Nu. Ăia cu două picioare. Am înțeles. Mulțumim. Nu vreau să vă rețin mult. Vă pup și vă spun să aveți noroc și sănătate. Și dacă nu aveți putere de luptă, nu mai avem nimic în seamă. Bine, mulțumim mult de tot pentru telefon. Seară bună! Îmi cer scuze dacă am reținut. Mă așteptam că continui și spui, dacă nu aveți putere de muncă, bazați-mă și pe mine. Te-am simțit aici că nu m-ai trădat, dar acum, de momentul ăsta. Nu. Mulțumim. Chiar respect. Deci, mulțumim pentru telefon. Nu pot acum în totalitate, dar chiar respect, chiar iubesc țara asta românească, încât după atâția ani de la Revoluție am avut așa un prag de a pleca oarecum
cum au plecat foarte mulți. Haideți că nu mai avem mult timp. Vă mulțumesc mult de tot pentru telefon. Ne mai auzim și în altă seară, mai continuăm conversația. Seară bună, numai bine. Mai avem câteva minute, vreau să profit de aceste minute pe care le mai avem la dispoziție și revin la domnul Cristescu. Domnule Cristescu, amenajamentul pastoral din 2018 nu se mai dă subvenție pe pășune fără amenajament pastoral. Da, așa este, a fost o derogare, dacă nu mă înșel, era primată până în anul 2016, da, nu? Și-a mai dat o derogare de 2 ani, e o problemă majoră. Deci la anul o să fie o problemă majoră pentru noi fermieri. Ca și cu intabulare. Deci nici și intabularea, bravo. Nu știu, n-am cifre exacte, dar nu cred că sunt undeva 50-60% amenajamente făcute în țară. Deci pentru noi o să fie o catastrofă. O catastrofă. Bun, aceste 3 minute pe care le mai avem la dispoziție vreau să le împărțim între toți cei prezenți aici în studio, să trageți câte o scurtă concluzie. Știu că ar mai fost multe subiecte de discutat, de dezbătut. Ne propuneam noi să vorbim și de TVA Split, dar sper să ne mai reîntâlnim în formula asta aici la AgroTV, la Agricultura, la Raport și atunci cu siguranță că vom apuca să discutăm ce n-am apucat să vorbim în seara asta. Domnul Pețanca, ce concluzie trageți după ce am discutat aici și după ce ați auzit și pe cei de acasă? Vom merge înainte, dar greu de tot. Vom merge înainte că avem niște business-uri unde am investit ani mulți, bani mulți. Cu timpul am căpătat și o dragoste. Că e o dragoste să vezi că ai rămas ceva în urma ta, ai clădit ceva, ai făcut ceva. Am ajuns și noi la niște producții pe care altă dată nici nu le visam. Am ajuns la o performanță care nu ne mai dă voie să ne mai întoarcem înapoi, să ne uităm înapoi și trebuie să privim înainte. Va fi greu, foarte greu, dar sperăm să izbutim, dar numai pe picioarele noastre, că din altă parte slabe speranțe. Domnul Picu. Domnul Ghinea, eu propun că la fiecare nivel de direcție agricolă să fie înființat cât un birou pentru, știți cum e, fiecare cu cel doare, un birou dedicat tinerilor fermieri. Și o altă concluzie, dați fraților pământul românilor și tinerilor care pot să muncească și să fie muncit. Domnul Musc, scurt. Scurt și la obiect. Cerem rezilierea contractelor de la ADS, celor care nu și-au făcut datoria și nu și-au respectat contractul, și cerem ca redevența sau arenda să devină la valoarea la care o dăm și noi acum. Să nu rămână 49 de ani cu 300 de kilograme sau cu 200 de kilograme sau cu 500 de kilograme. Este neloială problema. Adică firmă din România dau atât, iar firme străine dau. Nu se poate. Deci nu e normal. Nu mai putem să rezistăm în situația asta. Adică mă simt străin în țara mea. Deci vreau să găsească o soluție ca au promis și văd că din 4 în 4 ani promis și nimic, absolut nimic, nu se ia nicio măsură. Dom'le, vrem să devenim egali. Și atunci vedem dacă facem performanță, dacă agricultura din România mișcă sau dacă suntem noi buni experți. Domnul Cristescu. Eu aș dori ca autoritățile statului să nu mai inventeze roata dacă ea deja e inventată. Să mergem să importăm și noi alte modele de, vorbesc strict la zootehnie, modelul irlandez sau, eu știu, oricare ar fi, depus în practică toate nebuniile astea la SCZ-uri, toate ordinele schimbate, toate. Deci, domne, cum e în Uniunea Europeană, așa să fie și la noi. Atunci e simplu, concurența și ce aș mai vrea, foarte mult tot am spus în toate emisiunile, lumea au zis că poate să nebun, domne, să scoate subvențiile. Dacă se scoate subvențiile în noul PAC până în 2020, nu o să se scoate numai la noi, o să se scoate și Uniunea Europeană și atunci o să fie o concurență loială. Prețul o să fie adevărat și putem face și noi față. Atunci vom fi egali. Exact. Și vor dispărea și mulți fermieri. Deci avem noi și bulgarii cele mai mici subvenții din Uniunea Europeană. Și așa pompos sună, domne, ai luat 1200 de euro subvenție pe vacă. Oh, ce frumos e. Dar nu e așa. Pe când ai luat? În 2015? Bun. Odată. Vă mulțumesc mult de tot. A fost o seară interesantă și cu multe subiecte pe care le-am dezbătut aici. Sunt sigur că cei de acasă s-au bucurat de emisiunea asta, au avut ce urmări, au avut ce afla de la dumneavoastră, au fost păreri obiective, păreri spuse așa din tot sufletul. Sunteți fermieri și trăiți
agricultura așa la cote înalte pentru că vă interesează direct și e locul din care vă câștigați pâinea zi de zi, atât dumneavoastră cât și familiile dumneavoastră. Celor de acasă le mulțumesc mult de tot pentru faptul că au fost și în seara asta alături de noi. Îi aștept luni seară la o nouă emisiune Agricultura la Raport. Până atunci le spun să rămână alături de Agro TV, să urmărească programele noastre. Seară bună, numai bine!